Eu întotdeauna la Marii Sfinți am învățat de la Părintele Cleopa lucrul ăsta și îl respect cu strictețe. La Marii Sfinți să faci praznic, să dai de pomană. Acum ce înseamnă praznicul? Să nu credeți că înseamnă ceva ce nu poate omul să facă. 10-20 de colăcei, 30-40 de pachete de biscuiți, 15-20 de pâini, 2-3 cutii de ciocolată, 2-3 cutii de prăjituri și împarți la oameni. Câțiva cozonaci, asta înseamnă praznic. Faci o slujbă de mulțumire și dai în cinstea sfinților, a sfântului la care ai evlavie, pentru binecuvântarea lui. Adică îl cinstești, îi arăți că îl iubești și îl preamărești. El îți întoarce înapoi darul, are grijă de lucrul ăsta.